Buonasera, ci bine v-am găsit la lecția cu prof online. Bună seara, Alesia, bună seara și bine ne vedem. Iată că au trecut câte două zile, nu? Trei zile de așa, trei zile. Și fiecare dintre noi, repet, am simțit lipsa acestor lecții. Așa că începem foarte rapid și să zicem, cum spunem noi, hai să zicem într-un glas. Doamne ajută! Ajută! Doamne ajută să reușim să facem o lecție frumoasă. Așa că îți propun să începem cum, de unde am rămas data trecută, la cele sume Gauss. Chiar așa intitulează lecția, sume Gauss. Imediat. Da? Sume Gauss. Și povestirea este așa, că o știe acea cu micuțul Gauss, în clasa întâi, toată chestiunea aceea, și au fost puși să adune numeri la 1 la 100. Însă trebuie să-ți mărturisesc că discuția pleacă de la ceea ce e de fapt ca teorie undeva în clasa a 10-a. Deci în clasa a 10-a se fac niște chestiuni legate de progresie aritmetice și geometrice, așa se intitulează. Și plecând de la ideea aceea de a aduna numerele la 100, pe urmă s-a coborât acolo și toți s-au jucat cu fel de fel de greșiții, dar ar trebui să înțelegem pentru început ce înseamnă niște termeni în varianta termenilor Gauss. Adică noi suntem puși în situația de a aduna niște numere care trebuie să aibă o proprietate. Ori să fie din 1 în 1, adică să fie crescătoare din 1 în 1. 1, 2, 3, 4. Exact, din 2 în 2. Asta fie pare 2, 4, 6. Da. Asta din 2 în 2, nu? Când zic din 2 în 2, ori plecând de la numere pare, ori de la numere impare, din 2 în 2 crescând, din 3 în 3 și așa mai departe. Important este atât de înțeles că numim termeni ai unei sume Gauss dacă păstrează calitatea asta de a fi crescuți unul din altul, adică din cel de față, îi adunăm un 2, un 3, un 4, depinde acum din cât în cât vrem să creștem. Deci ar trebui să dăm niște exemple de termeni în varianta Gauss. Deci termeni ai unei sume Gauss, așa se intitulăm. Termeni a unei sume Gauss. Și tu să-mi dai exemple. Termeni a unei sume Gauss. Chiar scriu? Da. Atunci stați să-mi găsesc și un loc să mă pun aici suma. Păi, așa. Acum mai bine. Deci termeni a unei sume Gauss. Ai unei sume Gauss. Și acum dedesubt să luăm exemple. Am să-ți dau eu sau dă tu exemple. Exemple. Da. Hai să-ți dau un prim exemplu eu. 7, 8, 9, deci 7,8, 9, 10. Sau zici așa, 7 plus 8 plus 9. Da, 7 plus 8 plus 9 plus... Plus puncte, puncte? Plus puncte, puncte plus 29. Plus puncte, puncte plus 29. De regulă să dau cam trei termeni la început. Asta trebuie să înțelegi tu, în toate sumele acestea Gauss, cam trei termeni să dau, după care, după ce se anunță practic în cei trei termeni, cam care e distanța dintre ei, în cazul nostru e de 1, nu? Da. Adică 8 obține din 7 adunând 1, 9 din 8 adunând 1, și până se indică ultimul termen. Așa trebuie să înțelegi, da?
Dă tu un exemplu acum de sumă Gauss din, din 2 în 2. Prici de unde vrei tu, n-are importanță. Adică pot orice număr, adică poți începe de la 14? N-are 14, exact așa, pui 14. 14 plus 16 plus 18 plus... Așa. Plus 82. 82. Era, e de așteptat să te oprești la un număr par. Că se vede tendința lor de a merge din 2 în 2, nu? Numere pare aplicat. Și de aceea te oprești la număr par. Deci eu care vreau să calculez suma asta, mă uit foarte repede că tu mi-ai dat aici o sumă Gauss din 2 în 2. Da. Dă și una plecând de la număr impar. Să zicem... 13, da. 13, da. Pe urmă, plus... 15, plus 15. Corect. Perfect. Plus, plus 17. Da, da, 17. Și pe plus... mine m-ai anunțat plus puncte, puncte, m-ai anunțat că tot din 2 în 2 și acum te oprești unde vrei tu, dar neapărat tot la un număr impar. Perfect. 103. Excelent. Hai să dăm din 3 în 3, să dăm un alt exemplu. Deci de unde vrei, de unde vrei, n-are importanță. 25. 25. Din 3 în 3? Da. Atunci am 28. Da. Trebuie să... ați spus de 3, ok. Atunci am 28, deci 25, 28, 31. Da. Plus. E, acum ai plus foarte tare, foarte important. Crescând din 3 în 3, trebuie să te oprești la un număr, nu la întâmplare. El trebuie să fie, să spunem, cel din fața sa adunat cu 3. Adică ăsta. Dacă te opri numai la 4 termene. Dacă te opri la 4, ai ști că e 34. Dacă ne-ai pus puncte, puncte, nu știi din, pe el din fața lui. Că printre puncte, puncte, nu le ai pe toate. Da? Vezi? Aici e marea problemă. Când îndrăsnim să dăm din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 5, povestea este care va fi unul la un moment dat, dacă nu-i scrii pe toți. Dar noi, fiindcă suntem în etapa asta de, să spunem, de neștiință a modului în care sunt generați ăștia, termine aceștia, încercăm acum să gândim într-un mod. Uite, 25... ar fi legat cu 3. Trebuie să mă gândesc la 3. 3 ori 8 plus 1. Că 3 ori 8 face cât? 24. Da, plus 1, 25. Perfect. Celălaltul 28 ar fi 3 ori cât? Ori... Păi 9. Dacă aș... Păi ori 9 ar fi 27. Și plus 1. Plus 1. Excelent! Începem să descoperim grețeta. 31 ar fi 5 ori 6 plus 1. Nu. Tot 3. Dar vezi cum am zis? 3 ori 8 a fost primul. 3 ori 8 plus 1. 3 ori 9 plus 1. A crescut cu o unitate de la 8 la 9. Că urmă de la 9 la 10. Deci aici trebuie să prindem șmecheria. Deci, încă o dată, scrii sub 25, scrii mai micuț așa, 3 ori 8 plus 1. 3 ori 8 plus 1. Vezi, mai mărunt aș fi vrut să scrii ca să fie, să încapă chiar sub 25 acolo. Chiar sub 25, 3 ori 8 plus 1. Ca să sesizăm noi o chestiune. 3 ori 8 plus 1. Perfect. Mă bucur. Pe urmă. Aici am zis 3 ori 9 plus 1.
Corect. Aici ar putea să fie tot 3 ori 9, 27 plus 4. Da, dar zicem 3 ori 10 plus 1, ca să semene ca formă. 3 ori 8 plus, da? 3 ori 10 plus 1. Vezi? Eu am păstrat varianta asta de scriere, observând că doar 8, de la 8 la 9, de la 9 la 10, știi cum ar trebui să fie, care ar fi următorul după 31, ca să vedem exact, să vedem dacă ne descurcăm. Mai pune 31 ori 1, 1, 3, și ar fi că 31 și cu 3. De ce? A. Sus acolo, deci la plus, imediat următorul, deci pe linia lui 28-31, nu puncte-puncte, deci puncte-puncte acolo, după ce ai zis plus, Da. îl și pui pe următorul, 34 ar fi, nu? Da, 34 4, plus apoi, încă 3, 37. da, Și punem apoi plus plus între ele. încă 3, 40. Da. Și așa mai departe. Puncte, puncte, acum poți să pui, da? Da. Puncte, puncte și așa mai departe. Vreau să văd dacă respectă rețeta. Deci, primul a fost la acolo 3 ori 8 plus 1, 3 ori 9 plus 1, 3 ori cât 10 ai? plus 1. Acum cât ar 3. fi? Merge 3 ori 11 plus 1? 3 ori 11, adică 33 plus 1. Da! Foarte tare, foarte tare. Pune și acolo ca să înțelegem. Văd că vine 8, 9, 10, 11. Asta e treaba foarte, foarte importantă. Deci, tot secretul acolo, pe ăla îl mișcăm. 3 ori 11. Atunci am 3 ori 11 Da. plus 1. Atunci am 3 ori 12 Așa. plus Și dacă 1. vrei puncte, puncte, oprește-te unde vrei tu, 3 ori cât plus 1, nu? Ca să 3 ori respecte. 12 plus 1. Și atunci o să, ăsta de aici o să fie 3 ori Cât vrei tu? 56. Da, 3 ori 56 plus 1. 3 ori 56 plus 1. Și am 56 ori 3. Așa. Să vă dau mai aproape. Așa. Și am 3 ori 6, 18, 8, țin 1 în minte, 3 ori 5, 15 și cu 1 din minte, 16. 168 plus 1, 169 e aici. Perfect. Vezi, Alessia, în momentul în care am încercat din 3 în 3, a trebuit să ne gândim la o rețetă de obținere a numerelor cu 3 ori ceva. Da. Dacă o să încercăm să scriem din 4 în 4, ne vom gândi la 4 ori ceva și plus câte o Plus fi unul. acolo. Da. 1 plus 2, nu știu, plus 3, restul împărțit la 4. Care sunt restul împărțit la 4? 0, 1, 1, 2, 2, 3. 3, atâta tot. Începe din 4 în 4, hai, ne-am prins într-un joc foarte interesant acum. Începe cu un număr care vrei tu. U 20. Deci 20. Plus. Plus 4, 24, plus Da. încă 4, 28, plus așa. Și atunci aici am 2 ori 10. Bun și 2 ori 10, dar am zis cu 4. Trebuie să avem pe 4, că sunt din 4 în 4. 4 ori cât 4. fac aproape 20? A, 4 ori 5. Perfect. Așa. Și atunci aici am 4 ori 6. Da. Aici nu mai am plus ceva. Nu mai am. Nu, că restul e 0. S-a întâmplat așa. Că ai pornit la 20. Da. Dacă porneai de la 21, ar fi fost 4 ori 5 plus 1, știi? Dar nu, Da. ți-am spus că resturile împărțirii sunt 0, 1, 2 și împreună am stabilit. 1, 0, 2 sau 3. Acolo e 4 ori 7, nu? Da. 4 ori 7, că vine 5, 6, 7. Perfect. Nu, perfect, perfect, ai gândit. Și ultimul poți să-l scrii tu, 4.
tu. V-ați întrerupt și... Nu vă mai aud și v-ați blocat. Nu știu de unde să fie asta. Iar internetul slab, ceva nu-i în regulă. Acum vă aud, dar v-ați blocat, dar vă aud. Deci eu sunt blocat. Acolo în imaginea mea mă văd că mă mișc, dar tu spui că ești blocat. Deci 4 ori 50... Dar pe mine mă vedeți? Da, te văd foarte bine pe tine. A, da, gata, da, vă văd. Da? Deci 4... Cât deci vrei, poți să pun orice. Dar 4 ori ceva. 4 ori... ori 77. Perfect. Deci, 77 ori 4. Și am 4 ori 7, 28, 8, țin 2 în minte. 4 ori 7, 28 și cu 2 din minte, 10, 1, 30. 308. Și aici scriu 7. 4 ori 77. 4 ori 7, 70, da? Ori 77, nu 7. Bun. E, Alesia, ai înțeles acum că noi putem calcula suma. O să vedem cum. Deocamdată ne-am lămurit ce înseamnă termenii care, pe care îi putem aduna, ei îndeplinind calitatea asta de a fi termeni Gauss, adică termeni care pot fi adunați după o rețetă pe care sperăm să o descoperim. Rețeta fiind asta, toți trebuie să fie la distanță, adică din 2 în 2, din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 5 și mai departe. Deci toți, nu, dacă unul din ei, dacă unul din ei nu respectă rețeta, nu mai putem aplica formula. Da? Deci asta trebuie să fie foarte limpede. De aceea să dau primii 3 ca să ne anunțe cam din cât în cât cresc. Numărul cu care cresc ei de la o etapă la alta, numărul cu care cresc termenii aceștia, se numește rație. Bunoară, care ar fi rația mai sus? 7, 8, 9, 10, 28. Rația este 1. Fiindcă 8 da. Se obțin din 7 adunând 1. 9 se obțin din cel din față din 8 adunând 1. Și așa mai departe. Ultimul care este 27, nu? Se obține din cât? Din cel din față, probabil că ar fi trebuit să fie în față 20 și... sau 29, cât este acolo? 29 parcă, da? Ultimul. Da. Nu, 28. Da? Nu, 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 sus pe prima linie. Pe prima, la primul exemplu. Primul exemplu. Da, da, 29. Așa. În față, între puncte, puncte, s-ar afla 28 în față și se obține din 28 plus 1. Deci, noi știm foarte repede din cum pornesc termenii aceia, cam din cât în cât cresc. Rația este 1, deci acolo, da? Da. În al doilea exemplu, rația cât este rația? Din cât în cât cresc? Din 3. În al doilea exemplu. Al doilea de sus. Aici. Da, 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 da. Din 2 în 2. Din 2 în 2, sigur că da. În al treilea exemplu? Din 2 în 2. Corect. Din 2 în 2. Din 3 în 3. Perfect. Și din 4 în 4. Corect. E, acum, dacă ne-am oprit la primul exemplu, deci dacă ne-am oprit la primul exemplu, din toată experiența care am făcut-o, s-a adunat primul cu ultimul, adică da, șapte. Deci ar fi, la primul ar fi egal, da. 29 plus 7, plus 7. Plus primul, adică 7, da. Și apoi ori cât sunt, adică 29, și apoi împărțit la... Nu, asta e aici. Stop, stop, acum e momentul. Cât sunt ei? Cât sunt ei? Problema este care e numărul lor?
Cât s-or fi? Sunt 29? Nu s-a plecat de la 1 ca să fie 29. Sunt, am plecat de la 7. A, acum atunci mai... asta pot să fac doar la 1. Așa, când pleacă de la 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4, că știm că sunt 29. Dar aici povestea este un pic complicată. De aceea, noi suntem în momentul ăsta, ne trebuie numărul lor. Deși primul plus ultimul, ori numărul lor și primul împărțit la 2. Știm de ce împărțim la 2, pentru că facem grupii de câte două, nu? Că primul plus ultimul, da. Al doilea plus penultimul și așa mai departe. De aceea împărțim la 2. Dar ne trebuie, să zicem, tot numărul tuturor termenilor. Deci numărul tuturor termenilor nu-i 29. Ar fi fost 29 dacă plecam de la cât? De la 1, nu? 1 plus 2 1. Plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 6 plus 7 plus 8. Tot așa. Așa, perfect. Și cum ne-am obișnuit amândoi, de fiecare dată noi căutăm șmecherii. Căutăm da. Să descoperim. O să plecăm de la... Ne închipuim că s-ar fi fost suma 7 plus 8 plus 9. De subscrie 7 plus 8 plus 9. Numai din trei termeni. 7 plus 8 plus 9. Sigur că aici ar fi fost foarte ușor. Egal cu, ca rezultat, egal primul plus ultimul, adică 7 plus 9. Scrie 7 plus 9. 7 plus 9. Oricât sunt ei, în paranteză, nu. Oricât sunt ei, cât sunt? 3. 3 termeni. 3. Și împărțim la 2. La 2. Așa. Și atunci aici o să am 16. Așa. Ori 3, împărțim la 2. Corect. Și aici acum fac fix cum e scris în ordine. Sigur. Ok, atunci 16 ori 3. 6 ori 3. 1 minute, 48, împărțit la 2. Da. Nu se mai vede. Atunci scriu egal aici. Da. Și am 48 împărțit la 2. Prima dată 2, 0, 2, 4, nimic, 8, 4, 8, 24. Să știi, Alesia, că dacă împărțeai pe 16, vezi, tu ai spus așa, cum fac acum, le mulțesc în ordine și până împart la 2. Dar dacă împărțeai la 2 pe 16, făcea 8. 8 ori 3, 24. Deci la împărțiri împărțim, fiindcă ai, nu-i tot o împărțire în față ca să respecti asta. Deci poți să împarți pe unul din ei, ori pe 16, ori pe 3 la 2. Și dacă îl împărțeai, ca să nu muncești, să mulțești 16 ori 3, 4, 8 și împărți la 2, fac 24 și ai muncit mult. Așa, dar pe 16, dacă îl împarți la 2, făcea 8 și 8 ori 3, deci 8 ori 3, fac 24. 24. Deci da? Mergea. Așa. Deci e o șmecherie foarte importantă. Când ai mai mulți termeni mulțiți și împărțiți la altul, pe unul din ei care se poate împărți, cum a fost la noi 16, îl împărțim la 2, cum a fost în cazul nostru, și pe urmă ce ne dă, mulțim cu factorul celălalt, că să ajungi la același rezultat. Dovadă că tot 24... ai obținut și pe calea asta. Deci, fii atent. Ia adună-le tu acum, cum știm noi, 7 și 8 fac 15, nu? Adică le adună la mână, fără formulă. 7 plus 8 plus 9. 7 plus 8 dă 15. Și 15 9. Plus 9. Nu se mai vede? Se vede. 15. Nu se vede, dar dedesubt eu mă aștept. Na, 15 plus 9 egal cu 24. Da. Vezi? Și formula noastră care ne-am descoperit-o e deșteaptă, că la același rezultat să ajungi, deci nu ne-am păcălit, adunăm pe primul plus ultim. Oricât sunt ei, important să știm cât sunt ei. Și cât sunt ei, aceștia trei, am văzut că de data asta i-am avut sub ochii noștri și am putut să constatăm că sunt trei. Când avem puncte, e o problemă grea. Dar am aici o șmecherie. Uite, dacă din nou ai fi scăzut pe 7, cât ne-ar fi dat? Din ultimul. Deci din ultimul. 2. Ei, bine,
2-ul acesta îl adunăm cu 1. Adică cu 1 în plus, pentru că numărăm și capetele. Și fac 3. Deci numărul de termen se poate găsi așa din ultimul, scădem pe primul și la scădere, la rezultat, mai adăugăm încă un 1 pentru că trebuie să-l numărăm și pe 7. Deci fiindcă și capetele sunt luate în calcul, de aceea mai adăugăm un 1. Dar ca să ne convingem, să ștergem tabla aici cu 7 plus 8 plus 9 și să adunăm mai mulți, vreo 5 termene. Exact, exact. Corect, corect ce faci. Dar nu toată, nu până sus. Lași numai ce am adunat acum, ca exemplu, da? Așa, perfect. Și să adunăm așa, 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11. Scrie din nou suma asta. 7 până plus 8 unde? Plus... Numai până la 11. 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11. Vreau să mergem pe modele particulare și să vedem dacă merge formula deșteaptă și merge cum am gândit. Primul plus ultimul. Deci primul plus ultimul. Da. Și de 17 plus... Nu, atâta. 17, primul plus ultimul, ori numărul lor și numărul lor îl știi. Da. Cât sunt? Sunt 5. Ori 5, da, ori 5. Ori 5, ori 5, stați puțin ca să știu. Așa, numărul lor. Așa. Și împărți la 2, nu? Da, fără paranteză, fără nimic. Fără paranteză, fără nimic, merge foarte bine. Că ai adunat deja, ai zis 7 plus 11. Dacă nu făcea adunarea, atunci trebuie pe 7 plus 11 să-l pui în paranteză, doar atât. Atunci, și acum să vezi. Atunci faci plus... în ordine. Ia să văd cât face 7 plus 11. Stai că e greșit. A, 18. De ce? Așa. 18. Și 18 împărțit la 2 se poate, nu? Ca să nu mulțești întâi. Atunci fac așa. Așa, faci operația aceea. Și 18 împărțit la 2 de 9. Ori 5. 9. Ori 5. De unde am scos? 45. 45, răspunsul gata. Deci adunarea aceea e 45. Ia convinge-te la mână, adică adună așa... cum să spun, termen cu termen, să vedem, este 45? Hai să ne convingem că este... Prima dată am 7 plus 8, 15. 15 plus 9, am zis 24. 24 plus 10, 34. Asta să mai vedeți, 34. Plus 11, 45. Foarte tare. Deci deșteaptă ideea asta. Foarte tare, extraordinar. Deci e bine, adunăm pe primul plus ultimul, ori numărul lor. Deci primul plus ultimul, ori cât sunt ei. De data asta am văzut cât sunt. Și împărțit la 2. Asta e formula care am descoperit-o, care ne dă o șansă imensă decât să muncim la mână și să adunăm dă-i și ce obosim așa. Hai să ne convinge pe încă un exemplu. Hai să, tot de la 7 începând, 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11, până la 14 să adunăm. De desu scrie în 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11. Poți să ștergă? Până la 14. Șterge, sigur. Șterge, că ne spați în spațiu de lucru. Da, deci... 7 plus 8 plus 9 plus 8. 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14. Corect. Ia să vedem dacă... Hai că acum chiar am emoții mari. Ia să vedem cât faci. Egal cu... După rețeta descoperit. Înseamnă primul plus ultimul. Deci primul plus ultimul. Cam așa? Da, scrie așa, am 7 ca să vadă toată lumea. Scrie 7 plus 14, ca să vadă tot 8. 7 plus 14. Egal cu 20. Nu, egal. Nu. 7 plus 14, în paranteză, înmulțit cu... 17...
7 plus 14, în paranteză, înmulțit cu cât sunt ei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, împărțit la 2. Împărțit la 2. Perfect. Și atunci am 7 plus 14, 21, ori 8 împărțit la 2. Și atunci, ca să nu fac 21 ori 8, fac 8 împărțit la 2. Corect, 4. Corect. E unul, da? Ah, stai că puțin să țin mâna sub, să vedeți. Da. Acum vedeți. Așa. Egal cu 21 ori 4. Da. Și am 21 ori, ori 4. 4 și 8. 84. Și dacă le adun la mână. Ia vezi la mână. Așa. La mână am ceva la mână. Până la 11 le adunam mai înainte. Hai fi șmecheră. Că până la 11 ai făcut mai devreme. 45. Așa. Deci până la 11 ai făcut, pune într-o... 45. 5 plus. Plus. Plus o să fac, uite așa. Nu pe, nu pe 11 le-ai adunat. A, tu ai fost să adun de aici. Așa, capătul ăla. 25, și ce ai făcut? 10, 6, 8. Nu, 6, 7. Deci cât 25, dar și este și 14, nu le-ai pus pe 14. Oh, și mă gândeam de ce nu dă. Da, 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 da. Dar stați, mai întâi fac asta, 10, da. 70 și 70. Plus 14, 84! Extraordinar, foarte tare. Înseamnă că formula de acum e a noastră. Știm foarte bine. Deci primul plus ultimul, oricât sunt ei. Dar aici avem o problemă, că când îi ai concret, îi numeri. Vezi? Ai spus 8. Aici nu poate număr. Asta e, asta e. Dar trebuie să găsim o șmecherie. Uite. Hai să ne ducem la exemplu cu 7 plus 8 până la 11. Câți au fost când ai avut acolo, în exemplu, până la 11 adunarea? 5 au fost, nu? 5, da. Ei, acum ești pe chelea. Fii atentă că dacă ne ține așa asta, suntem tari. 11 minus 7, cât face? Da, de unde și... Adică ăsta de aici. Da, minus... da. A, deci 4. Și cu 1, mai pui tu 1 în plus. Deci la scădere mai pui 1 și îți dă 5-ul acela. Tare, foarte tare, nimeni nu merge. Și atunci, aici ar fi 29 minus 7. Am emoție. Hai să vedem și la 14 dacă merge șmecherea asta. 14 minus 14 minus 7. Da. 7. Da. 7 plus 1, 8. Tare, foarte tare. Foarte bine. Atunci aici am 29 minus 7, adică da. 22 plus 1, 23. Exact. Sunt 23 de termeni. Te cerți cu oricine. Sunt 23 de termeni acolo. Deci ori 23. Foarte tare. Și egal mai departe, să terminăm calculul acela. Și atunci am în paranteză 29 plus 7. 36 ori 23 împărțit la 2. Și atunci o să fac 23 împărțit la 2. Nu, se merge. Nu se poate. Celălalt merge la din față. 36 merge. Ah, da, 36. Deci unul din ei merge. Aici trebuie să ții minte tot timpul. Unul din ei merge sigur. Adică 18. Da. Ori? Ori 23. 18 ori 23. Și ia fămulțirea deoparte, într-un coț acolo. Acolo. Nu prea se vede, dar scris mic ca să-mi încap. Da. Ca să-mi încap. Și am 8 ori 3, 24, 4, țin 2 în minte. Așa, deci 2 în minte, 2 ori 8, 16 și cu 2 din minte, 18. 1 ori 3, 3, 1 ori 2, 2, 4, așa, da, stai, spun, da, credeam că am făcut greșit. Și atunci am
11, 3, 4. 414. Deci șterge acolo ce-i scris mărunt și în dreptul sumei pune rezultatul. Deci facem acolo primul plus ultimul, nu, în dreptul sumei, că noi avem sumele celelalte la care trebuie să pui rezultatul, ca să nu mai ștergi. Știi că ai spus rezultă sus, la primul exemplu, în dreptul său îi spui rezultatul care l-am găsit acum, 400, acolo, 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 Păi, dar acolo, acolo, nu am perfect. loc. Nu, dar șterge tot ce ai scris Ah. acolo. Că avem rezultatul. Perfect, perfect. Deci acolo egal cu 414. Terminate chestiunea. Mai ales, Alesia, hai să mai ne uităm o dată că tare frumos a fost. Deci, primul plus ultimul ne-a fost clar de ce. Primul plus ultimul ca să facem echipe. Și când împărțim la doi știm de ce. Dar numărul lor, asta e teribil de interesant. Din ultimul, scădem pe primul. În ultimul, adică 14, minus 7 ori, a nu, Din ultimul, plus din, 1. de, deci din, exact, din toată suma 20 și cât era acolo, 29 parcă, minus 7, nu, Din ultimul terminal, 29, minus 7, ultimul, minus primul, plus da, 1. plus 1, asta e toată termenul. Deci asta e jocul cel mai interesant. Nu știu, deci să scrim în cuvinte primul Da, plus ultimul, nu așa ar veni? Ia vreau scrie să și... șterg și ca să rămână pe filmuleț scris. Dar nu știu unde să șterg. Termenii unei sume acolo sus. Termenii unei sume Gauss. Nu, știți ceva? Știți ce fac? Stați Cum? puțin. Cum? Am o idee. Eu? Așa, așa. Stați, am găsit și creta. Bun. Aici. Gata, am găsit-o. Deci să scriu un cuvinte. Da. Asta. Primul plus ultimul. În cuvinte scriem. Primul. Scrie așa. S egal. S, adică suma este egal. S egal cu Primul. primul plus ultimul. Așa am făcut, da? Primul plus ultimul. Așa. Ultimul. Da. Și punem într-o paranteză. Primul plus ultimul într-o paranteză, că așa știi că se scrie, ori înmulțit, punct. Nu mai scrim în cuvinte, așa, numărul termenilor, Numărul lor numărul lor, da. plus 1. A, nu. Da, numărul lor, îl spunem noi de sub cum se face numărul lor. Da, numărul Numărul lor lor împărțit la 2. Deci împărțit împărțit la la... 2. Asta e formula. Și numărul lor Așa, numărul lor. este egal cu Ultimul, primul. nu ultimul minus primul. Ultimul, că la mai mare. Ultimul. Ultimul Da. minus Primul. Așa. plus Plus 1.1. Plus 1. Foarte tare. Foarte tare. Avem formula, acum o aplicăm rapid. Da? E foarte, foarte tare chestia asta. Dar vezi cât am muncit până am găsit-o. Da, am muncit, am căutat prin modele, exemple, ușor, ușor să ne ducem până când Acum, am pus, a pus nu mâna. am foarte ușor o problemă. Deci facem orice sumă foarte ușor. Aici de desubt, acum că ai tabla întoarsă, hai să facem cu creta scriind așa, exemplu următor. 315 Să iau altceva. Deci 315. da, 315 plus 316 plus 316 plus 317, că așa îți dăm trei termeni, da? Da, 317 plus
puncte, puncte, plus 500. Îți dai seama cât ai muncit să faci tu adunările astea? Să le faci tu la mână? Dai seama când... Mi-ar lua două zile. Vezi, dar e de mult, sunt mulți termeni acolo. Chiar o să vedem numărul termenilor, dar hai să scriem egal mai departe. Rezolvăm. Da. Deci, egal. Egal cu, am zis primul de aici, adică primul. Adică cine este? Nu, azi, ăla e ultimul. Primul. Primul e 315. 315. Da. O plus ultimul. Corect. Paranteză. Așa. Plus ultimul, adică 500. Corect. Așa. Ori numărul lor, și acum să aflăm numărul lor. Perfect. Numărul lor este 500 minus primul 315. Corect. Și da, 0 minus 5 nu se poate, ne împrumutăm aici, nu putem, ne împrumutăm aici. 10 minus 5, 5 plus 0, 5. Aici mi-a rămas 9 minus 1, 8. Aici mi-a rămas 4 minus 3, 1. Ori 185. Da. Împărți la 2, nu? Unde este? Așa. Împărți la 2. Împărți la 2. Și egal cu. Și egal cu. Avem, rezolvăm paranteza mai întâi. Da. Și am 5, 1, 8, ori 185 împărțit la 2. Vai. Dar de ce a ieșit așa? De ce a ieșit așa? Că nu sunt parte acum. La scăderea ce când ai făcut din 500 e scăzut, dar n-ai mai pus plus 1. 185 plus 1 e numărul lor. A, și atunci se poate împărți. Așa, așa. Eu eram acum în panică. Zic, băi, din ce știu se poate împărți? Acolo, dar nu plus 1 la 185, acela fă 186. Știi? A, ăla. Că știi, noi am scăzut, dar am uitat să mai punem plus 1. Deci numărul termenilor trebuie după scădere să cu 1 în plus. Da. Deci, prima dată luăm am fi luat o cifră fiindcă o cifră are împărțitorul. Stați că nu mai vedeți. Așa. Am fi luat o cifră fiindcă o cifră are împărțitorul, dar nu putem, așa că luăm 2. Da. Și atunci am la rezultat 9 ori 2, 18. La diminuție de nimic. Îl cobor pe 6. Aici e 3. 6, nimic. 93. Perfect. Deci egal mai departe cu 815 ori 93. 815. Cu 815 ori 93. Nu am loc să fac. O să o faci acolo. Pui numai rezultatul. Fă-o tu acolo, că chiar dacă nu se vede. Că eu am încredere. Unde e? Așa, foarte tare. Dacă acolo îți faci spațiu, e minunat. Deci, o scriu mai mic. 815 ori 93. Da, în jurul nostru se mai vadă, dar eu încă vorbesc și încă o fac. Corect, corect. 3 ori 5, 15, 5 țin unul în minte, 3 ori 1, 3 cu 1 din minte, 4 și am, a, da, 3 ori 24, așa, și acum am cu 9, 9 ori 5, pun un 0. Corect, da. Am trecut la 10, da. Da. 9 ori 5, 45, 5, țin 4 în minte, 9 ori 1, 9 și cu 4 în minte, 13, 3, țin 1 în minte și am 9 ori 8, 72 și cu 1 în minte, 73, trag linie și le adun.
Așa. Trag liniștea dulce. 5, 9, 7, 5, 7. Da. 75.795. Ei, îți dai tu seama la adunarea asta, ca să fi adunat pe cei 186 de termeni. Vai. Vai, ar fi fost crimă. Da. De aceea, cât de important este să descoperi niște lucruri de acestea. Nu să mă uităm niciodată când avem termenii de adunat, termenii dintr-o sumă Gauss, în limbaj matematic de clasa 10, dintr-o progresie aritmetică, asta se cheamă, dar nu ne ducem la limbajul acela de atunci, la clasa 10, ci sume termeni dintr-o sumă Gauss, adică care cresc ordonat, fie din 1 în 1, fie din 2 în 2, fie din 3 în 3, asta. Povestea este să adun pe primul cu ultimul și știu de ce trebuie să împărțim la 2. Pentru că numărul de grupe se înjumătățește. Numărul de termeni, adică adunând primul cu ultimul, grupe de acestea de câte doi, din numărul total s-au înjumătățit. Primul plus ultimul, oricât sunt ei. Și aici am descoperit așa să șmecherie atât de tare, foarte tare. Deci primul plus ultimul, ori cât sunt ei, împărțit la 2. Așa stai formula. Ții minte că tu mi-ai dat odată N pe lângă N plus 1, spuneai tu, știi tu o formulă, că nu știu ce. Păi aia e, la fel ca a noastră. Da, mă, da, una s-o fi ținut minte așa și alta s-o descoperim noi. Alesia, asta e matematica frumoasă. Când îți dai seama de utilitatea ei, tu ai înțeles că de ce trebuie formula asta să o ții minte, pentru că altfel muncești amețești acolo să adun termene aceea. Și încă ceva, acolo când formula ți-a fost dată, a fost N pe lângă N plus 1, adică primul plus ultimul, de la 1 plecând. Ori de la 1 dacă îi pleci, e o altă poveste. Noi am plecat la orice număr. Aici este frumusețea. Noi am plecat bunoană în negheșitul ăsta 315 plus 316 plus 317 plus puncte până la 500. Păi suntem, dacă vrei, în vârful ideii. Adică noi am plecat la o nevoie practică. Și ca să poți să faci suma asta, ce bine ar fi să găsești vreo idee deșteaptă. Și plecând niște modele simple, 7 plus 8 plus 9, acolo cum ne-am dejucat noi, ușor, ușor am descoperit și marea problemă s-a ridicat. Cum găsim numărul de termeni? Și aici, tot din modele, am văzut că dacă din ultimul scazi pe primul, dă un rezultat, dar acel rezultat trebuie să-l mărești cu 1. Pentru că în numărătoare, bunoară, dacă sunt 3 termeni, din 9 scăzem pe 7, face 2. Și cu 1 în plus, pentru că se începe și cu 7. Iar în clipa aceea nu ți apare decât la mână când îl numeri. Și plus 1 ca să avem numărul exact. Vreau să spun ceva. Dacă ne reușește lecția asta până la capăt, în varianta asta, acum am plecat, acest lucru rog tare mult pe mama să pună pe internet, pe Skype, să dea drumul pe Facebook, pe orice, oriunde să-l ducă, pentru că este cel mai tare filmuleț care l-am făcut vreodată. Niciodată n-am predat așa ceva. Deci este în momentul nostru de vârf cel mai puternic cu putință. Toți copiii de clasa a 5-a, cu cine am mai stat de vorbă, părinți, domnule, cum calculăm sumele de Gauss, domn profesor, ce se întâmplă? Și nu le explicam eu primul plus ultimul, nu știu ce acolo, dar noi am descoperit asta și scris acolo în cuvinte, totul este extraordinar. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute în continuare să facem și celelalte sume. Că ceva se schimbă la celelalte sume și trebuie să descoperim și acolo. Așa că te întorci, mă auzi? Da, da, eu sunt aici. Întoarce tabla. Stai că vreau să îi fac o poză.
Am înțeles, ca să fie... Dar tu găsești în filmuleț suma asta. Știu, dar pe filmuleț nu se vede în întreg. Cum știi tu? Eu mă bucur că ai făcut-o așa. Și acum să ne întoarcem și șterge unde am avut calcule, cele de cum am descoperit noi pentru prima sumă, șterge tot ce e așa și să ne ducem să ne concentrăm pe a doua sumă, pe a treia sumă, că s-ar putea să fie ceva... Șterg tot? Nu, 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 nu. Exemplele, lasă exemplele. Deci până aici. Până acolo, până acolo. Și 7 plus 8 plus 9, că acela a fost de la primul exercițiu, știi? Când noi ne-am... Așa, așa, așa. Dar nu prea... Și ne concentrăm acum foarte tare să ne ducem la al doilea exemplu, să vedem. Merge rețeta? La 14? Așa, 14 plus 16 plus 17 plus 18, acela vreau să-l facem. Hai să vedem dacă este... Am emoție foarte mare. Și eu. Deci. Hai să vedem. Deci, luăm tot așa, pe exemplu, ușor, ușor, cu trei termeni. 14 plus 16. Așa. Deci, 14. Ah. E încă umedă și de asta. Am înțeles. De fapt, ar trebui să scriu mai mic ca să-mi încap. Așa, așa. Vei, gata, gestionez bine lucrurile, că știți bine. Da. Plus da. 16 plus... 18 plus... Atât. Nu. Numai luăm 3 din ei, din suma aceea, doar 3, ca să descoperim formula, să vedem dacă ne merge jocul. Facem ca aici, așa. Da. Așa, așa. O luăm ușor, ușor. Da. Deci, trebuie să avem... egal cu după rețetă. Primul plus ultimul. Ei sunt termeni într-o progresie, nu? Da. Deci numai 3. Din suma aceea de sus, din exemplu respectiv, am numai pe primii 3. Da. Știi, ca să descoperim, să vedem dacă rezultatul dinainte se păstrează și acum. Primul plus ultimul, deci egal acolo, nu mai spui plus. După 18 nu e niciun plus, egal. Egal. Așa, egal. 14 plus 18, scrie acolo 14 plus 18. 14 așa. Plus 18. Paranteză. Ori 3. 3, că îi vedem. Ori 3, că 1, 2, 3 sunt 3. Da? Împărțit la 2. Împărțit la 2. Corect. Așa. Și acum rezolv ce este în paranteză prima dată, că așa se face mereu. Da. Paranteza, da. Paranteza se face prima. Auzi, acum, du-te în dreapta acolo, că-ți încape. Că ca noi... nu mai așa. Folosim mult, că spate. După aia era în loc. Da, 14 da. Plus 18 am. Așa. 32. Ori 3. Ori 3. Împărți la 2. Corect. E, aici trebuie să scriu așa. Da. Și atunci am... pot să fac 32 împărți la 2. Corect. Și dă... 16 ori 3 este egal cu 6, 8, 4. Da. 48. Foarte bine. Foarte și bine. Acum dacă îl luăm la mână. Hai să-i facem la mână să vedem dacă merge treaba. Păi atunci aș combina, aș face 14 plus, da, plus 16. Merge plus cu 16 cel mai rapid. Da. Și o să am 30 da. Plus 18, 48! Bun! Emoțiile sunt mari. Dar am mers. Deci rețeta primul plus ultim, oricât sunt ei, dar i-am numărat 3. Da? Și ne-a mers perfect după rețeta de înainte. Hai să ne ducem acum până din 2 în 2 până la 18, 20, 22. 24. Ia să scriem. 14 plus 16. Dedesubt scriem. 14 plus 16 plus 18. 8. Așa. Plus 20. Plus 22. Atât?
plus da, 24? Atât. Ne oprim aici. Vrem să vedem dacă lucrează. Dacă merge bine rețeta. Da. Egal și atunci scriem egal cu. Și scriem primul. Da. Primul 14 plus ultimul 22. Of, se bagă în asta. Da. Șterge, pune rezultatul acolo sus. 48 și gata. Ok. Așa. Plus 22 în paranteză. Da. Ori cât sunt ei? 1, 2, 3, 4, 5. Da. Împărțit la 2. Corect. Eu voi face aici, apoi scriu ca aici. Perfect. Și am aici 6 și 3. 36 ori 5 împărțit la 2. Și pot să fac 36 împărțit la 2. Corect. Și îmi dă 18 ori 5. 18, 5, 40, 0, 4 minute, 90. 90. Deci rezultat corect, punem dreptul egalului sus, egal cu 90. Ia la mână și să facem și la mână. La mână. Până la 18 avem deja făcut. Da, deci practic 48. Corect. 48. Plus 2, 4. I-am adunat pe ăștia 2. Perfect. Și atunci am 10, 0, 1 în minte. 90! E perfect, perfect. Formula lucrează și aici. Dar n-am verificat numărul lor. Că noi am numărat la mână. Dar să vedem dacă merge rețeta la numărul lor, adică din ultimul, pentru exemplu de mai sus, din 18, că vedem pe 14, nu? Cât numărul lor a fost 3 în exemplu de mai sus. Da. Deci, 18 minus 14. 18, stați să și scriu, 18 minus. Numărul lor, asta e, să vedem, pentru exemplu de sus. 18 minus 14, adică ăsta primul minus ultimul, da, dă 4, plus 1, 5. Ah, 4 plus 1 egal cu 5 și 2 sunt numai 3. Aici nu merge. Nu merge aici jocul ăsta. Dar de ce nu merge? Din cauza că o sări din 2 în 2. Cât mai puțini, dacă nu au fost toți termenii, nu 14 plus 15 plus 16 plus 17, lipsesc 2 din ei. După ce am scăzut 18 minus 14, ar fi trebuit să dea 2 la scăderea aceea și plus 1 făceau 3. Dar nu ne-au dat 4. Acum am înțeles. Stai, n-am înțeles. Deci după ce facem scăderea, trebuia să dea 2, dacă ar fi fost toți, dar nouă ne-a dat 4. Împărțim la 2 pe 4, îl împărțim la 2 că sar din 2 în 2. Ia vezi, 4 împărțit la 2 și pur un plus 1. 2 plus 1 e 3. Perfect! Deci păi 4... Hai să vedem dacă dă și la alte exemple. Așa, și la exemplu al doilea. Hai să vedem dacă șmecherea asta merge. Puțin să scrie aici, deci 4, îmi dă aici 4, împărțit la 2. Nu scrie acolo. Egalul nu mai este corect. El pe 4 deoparte. Zici 4 împărțit la 2, adică rezultatul scăderii. 4 împărțit la 2, egal cu 2. 2 plus 1, da, 3. Deci la numărul lor ai făcut scăderea. Dacă, ca să înțelegem să fie adevărată deșteaptă scrierea, 18 minus 14 în paranteză, pune pe 8, așa, împărțit la 2, așa, plus 1. Asta e, da. Și acum avem și cam o oglindă, că din ce părți la 2, cât sar din 2 în 2. Aici e toată treaba, da? Foarte. Da. Hai să vedem și acum emoții la al doilea exemplu. Așa, da. Bravo! Bravo, Alice. Excelent. Ai dus ieșițul ca să vadă concret cum ne-a ieșit treiul de aici. Și pune-o săgeată și treiul de acolo pune-l sus.
de la 3, de acolo duci la 3 de sus, la exemplul nostru, știi că a fost acolo când ne-am numărat la mână. Așa, bravo. Bravo, bravo, foarte bine, foarte, foarte bine. Atunci, haideți să vedem la al doilea exemplu. Da, da. Deci, 22. 20, nu, 22 minus 14. Ah. Să vedem aici dacă acolo... Deci numărul lor. Deci am 22. Da. Stați să stau. Așa, deci am 22 minus 14. Bun. În paranteză. Paranteză. Da. Împărțit la 2. Da. Plus 1. Ia să vedem de 5. Hai că am emoții mari acum. 22 minus 14 dă 8. Împărțit la 2 dă 4. Plus 1 dă 5. Păi 2 și pune și pe plus 1. Că egalul nu mai este respectat. Era 8 împărțit la 2 plus 1. Acum așa. Da, așa, așa, da. Da. E foarte tare, foarte tare, foarte tare. Dar am înțeles de ce trebuie să împărțim la 2. Pentru că sar din 2 în 2. Când o să sară din 3 în 3, trebuie să împărțim la 3, cred că. Vom vedea la timpul ăsta. Dar să ne ducem acolo la exercițiul nostru, ăla, 14 plus 16 plus 18 plus puncte, da. Puncte, până la 82. Să vedem rezultatul. Acum e sărbătoare. E momentul cel mai tare, că am pus la punct chestia asta și putem da răspunsul pentru al doilea exemplu. 14 plus 16 plus 18. Ia să scriu. 14 plus 16 plus 18. Nu, Alesia, ia ștergi, te rog, tot ce am lucrat pe model, ștergi ca să scrie greșițul un pic mai sus. Așa, ștergi partea aceea. Am pus-o la punct, am descoperit, treaba e deșteaptă, am rezolvat totul și acum ne ducem pe exercițiu să-l rezolvăm de la al doilea exemplu ca să-i punem și răspunsul. Paisprezece plus 16 plus 18 plus puncte, nu? Cum ai tu exemplu? Așa. Plus? Da. Plus 82. 82. Am emoții. Nu, aici nu mai avem emoții, că am verificat. E treaba deșteaptă. Egal acum. Primul plus ultimul. Nu stăm pe gânduri. De fapt. Acolo, 80. Acolo. 82 plus 14. Da. Ori. Calculează numărul lor deoparte, că știi șmecheria. Ori. Stați-vă dacă am reținut. Ori 82. Adică numărul lor este 82 minus 14. Așa. În paranteză. Împărțit la 2 plus 1. Așa, așa. Deci împărțit la 2. Știi de ce? Că sar din 2 în 2, corect? Da, da, da. Deci aici dă 68, cred, împărțit la 2 plus 1. Am 68 împărțit la 2, 34, cred. Da, 34 plus 1, 35. 35. Deci ori 35 aici. Da. Și împărțit la 2. Și împărțit la 2, fără discuții. Asta e rezultat. E, și atunci aici am 6 și 9, 96, ori, de fapt, ori 35 împărțit la 2. Și 35 împărțit la 2 nu se poate, așa că fac 96 împărțit, nu, 96 împărțit la 2. Da, 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 da. Eu făceam, nu, împărțit la 2. Unul din cei doi, da. Unul se împarte totdeauna. 48 împărțit la 2. Ori? Deci, ori 35. Ori 35. Așa. 48 ori 35. Și am 5 ori... Se mai vede? Da, se vede. Da, 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 foarte bine. 5 ori 40... Opa.
5 ori 8, 40. 0. 5, 4 în minte. 5 ori 4, 4, 20. Cu 4 devine 24. Așa. Am 3 ori 8, 24. Stați, adaug 0. 24, 4, țin 2 în minte. Și 3 ori 4, 12. Și cu 2 din minte, 14. Și trag linie și adun. 0, 8, 6, 1. 1680. Pune rezultatul sus, suntem cei mai fericiți. La al doilea exemplu l-am făcut, l-am lucrat. Acolo, egal cu? 1680. Ai, ce tari suntem. Foarte tari suntem. Foarte puternici suntem. Nici nu vine să cred. Dar vrei să-ți promit ceva. Dacă pesez film, nu, facem așa propunerea. Suntem la jumătatea filmului, se înregistrează, totul va fi așa, respectat. Nu mai fac cu tine niciun minut după filmul ăsta decât după ce îl publici pe internet. Ai înțeles? Da. Deci nu mai fac niciun minut. Fii atent ce angajament avem. Un angajament total. Nu-l mai fac, niciun minut nu mai fac, decât după ce îl publici pe internet, să-l pot vedea de pe internet, pus undeva acolo, nu știu, la tine, unde îți faci tu. Dar așa. Dumneavoastră nu puteți să-l puneți pe profană? Îl pot pune și eu, dar nu mă interesează să-l pui tu. Deci să-l pui tu, pentru că e atât de important, sume Gauss, caută toată lumea, tu înțelegi, Alesia, caută, sunt înnebuniți părinții din generații de-a rândul. Ei au o problemă cu sume Gauss și dacă noi reușim până la capăt să punem cum am plecat acum și cred că reușim, nu încape discuții, suntem la jumătatea filmului, să zic așa, cu angajamentul acesta. Deci nu mai fac niciun mic decât după ce îl găsesc pus și îmi spui, îl găsiți la ocultarea, mai exact, domnul Neamțu are școala Neamțu. Și acolo să-l puneți, la Școala Neamțu, cu prof online, lecție făcută cu prof online, Alesia și prof online pentru sume Gauss. Nu știu, ca să fie foarte ușor. Dar să fie pe prof online. Îl duc și acolo, îl duc, dar după ce văd de la tine pus. Deci după ce l-ai pus, tu îl pun și eu. Bine, așa, rămânim prin soare, gata, ce mai? Ok. Dăm drumul mai departe. Da. La următorul exercițiu. Șterge aici unde am lucrat, știi cum, ne facem spațiu, sublinia. Stați puțin să... Sublinia asta. Stați să scriu undeva că uit. Adică? A, că trebuie să pui tu filmulețul? Nu uiți. Nu uiți că după ce îl văd ne mai întâlnim, na. Da. Deci să șterg în partea asta. Da. Doar până aici atât. Așa, perfect. Și facem următorul exemplu. Exact. Ăsta? 25? Da, 13 plus 15. Ăla cu 13. 13 plus 15 plus 17 plus 103. Corect. Și acum să rezolvăm. Deci avem ultimul 103. Nu, dar primul. Poți să începi cu primul. Primul plus ultimul. 13 plus 103. Ca să ții minte. Primul 13 plus 103 în paranteză. Da. Ori cât sunt ei și acum haideți aflăm numărul lor. Așa, explică așa cu drag cum faci tu, vorbește, aflăm numărul lor, iată cum, dragilor. Deci, aflăm numărul lor, iată cum, scriem numărul lor egal cu și rezolvăm așa. Ultimul, cel mai mare, 103, minus 13 primul, închidem paranteza, împărțit la 2. Nu la 2, din cât în cât sare ei.
Da, 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 e perfect, 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 din doi. Perfect, iartă-mă. Eu te-am încurcat. Așa. Da, de-aia și recunosc. Credeam că eu am zis greșit. Nu, 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 nu. Eu am recunoscut repede. Împărțit la 2. Da. Deci împărțit la 2 plus 1. Corect. Ce avem? Facem scăderea din paranteză prima dată, 103 minus 13, și avem 90 împărțit la 2 plus 1. Da. Și atunci avem 90 împărțit la 2, sau putem să, nu, merge și așa, 90 împărțit la 2, 45, da, plus 1 de aici, 46. Exact. Și atunci am aflat numărul lor. Ori 46. Perfect. Și acum împărțit la 2. Perfect. Și spune-le de ce împărțit la 2. Pentru că atunci când noi le adunăm primul plus ultimul... niște perechi de două numere. Așa, și numărul lor scade, se înjumătățește. De ce trebuie să împar numărul? Trebuie să împar numărul lor la 2. Asta e toată ideea. Acum, deci, da, facem paranteza 13 plus 103. Deci 116 ori 46 împărțit la 2. Corect. Și pot să fac 4, adică pot să fac amândoi. Amândoi merg împărțit la 2. Aleg eu care. Sigur. Sigur, foarte tare. Îl iau pe 46 atunci. Corect. Și 116 ori 23. Da. Și atunci am 116 ori 23. Am așa. 3 ori 6, 18, 8, țin 1 în minte, 3 ori 1, 3 și cu 1 din minte, 4 și 3 ori 1, 1, 3. Așa. Așa. 2 ori 6, stați, pun un 0 înainte. Încep cu un 0, fiindcă am trecut la 10. Corect, foarte frumos. 2 ori 6, 12, 2, țin 1 în minte, 2 ori 1, 2 și cu 1 din minte, 3 și 2 ori 1, 2. Trag linie. Și adun. 8, aici îmi dă 6, aici îmi dă... stai că mai... Așa, aici îmi dă 6, aici îmi dă 2. 2668. Exact. Răspuns clar, corect, 2668, pune-l sus la suma pe care am calculat-o. Acolo. Iată rezultatul corect la cea de-a treia sumă, nu? Da. Perfect. Ne ducem la a patra sumă, Gauss. Deci cea cu 25? Da, 25 plus 28 plus 31. Atunci șterg aici. Da, că da. Am rezultatul aici. Perfect, i-am pus rezultatul. Deci 25 plus 28, stați puțin, așa, plus 31 plus 169. Perfect. Bun, și avem, scriu aici. Da. Scriem. Primul, 25, paranteză, plus 169, ori, cât sunt ei, numărul lor, haideți să aflăm numărul lor. Numărul lor este ultimul, 169, în paranteză, minus 25, împărțit la 2. Împărțit la? Nu, împărțit la, de câte ori, împărțit la 3.
Asta e foarte tare. Plus 1. Corect, corect, corect. Egal cu. A, 169 minus 25 dă 4, 4, 1. 144 împărțit la 3 plus 1. Așa. Pot să fac 3 plus 1, 4 și apoi 104. Nu, atenție, ce ai spus? N-am auzit, bine că n-am auzit. Bine că n-am auzit. Ce facem întâi? Mai întâi împărțirea. Așa. Bine că n-am auzit. Plus 1, 49. Corect. Și atunci scriu aici ori 49. Da, nu? Și împărțit la 2, să nu uiți acolo la calcul, totdeauna. Ai... Asta scriam acum, împărțit la 2. Numărul lor, dar știi, ai zis 25 plus 1, împărțit la 2, nu? Da, asta vreau să. Și atunci calculăm aici 169 plus 25, 194 ori 49 împărțit la 2. 49 împărțit la 2. Da, ești foarte rapid, eu am rămas singur. Da, da. Facem 194 împărțit la 2. Așa. Fiindcă 49 nu se poate împărți la 2. Și atunci, să fac la bară. Împărțit la 49. Mă mai auziți? Te aud, te aud. Împărțit la cât? La 2, nu la 49. A, da, împărțit la 2. Acolo făceai și direct, eu sunt sigur. Când vine 2, 19, repede, hai. Ok, atunci am... Deci 109. 2 în 19 de... 27. Nu, nu, 2... Nu în 27, 2 în 19 de 9 ori. 9 ori 2, 18, 14... A, 97. Așa, 97 ori... Ori 49. Corect. Ei, 9 ori 7, 63, 3, 5, 6, în minte, 9 ori 9. A, da, e bine. A, da, da, da. 81 cu 1 din minte, 87. Trec la cifra 10-lor. Bine. Stați că nu se mai duce. Așa. Așa. Și zic 4 ori 7, 28. Încep cu un 0. 28, 8, țin 2 în minte. Și așa cu 4 ori 9, 36 și cu 2 din minte 38, trag linie și adun. Și am 3 pe coloana unităților, așa. Pe coloana 10-lor am 15, 5 țin unul în minte, 16, 6 cu 1 din minte 17 și 4. 4753. Punem rezultatul 4753 la exercițiu următor, nu? La exemplu acela care l-am avut sus acolo. Acolo. Următorul exercițiu este cel cu 20. Așa. Și ultimul. Și ultimul, da. Așa. 20 plus 24 plus 28 plus 308 egal. Și facem așa. Primul 20 plus 308 în paranteză ori
Cât sunt ei? Numărul lor. Și haideți să aflăm numărul lor. Numărul lor este ultimul, 308, în paranteză, minus 20 împărțit la 2. Împărțit la? A, împărțit la 4. Așa, așa, bravo. Plus 1. Și am 308 minus 20. 802. Doi. 288. Da. Cred că e corect. Împărți la 4 plus 1. Corect. Plus 1 pune. Așa. Și fac 288 împărțit la 4. Ia, îți închipui 28 împărțit la 4, că ai luat două cifre, închipui că faci împărțirea fără să o faci. O faci în minte, da? 7. 7, da, pune 7-le. 7, stai puțin. 4, 7, 28, nu mai este nimic. Cobor pe 8, 8 în 4 în 8. 72. Perfect! Așa înseamnă că asta e viteză foarte mare. Da, plus 1. Da. 73. Excelent. Deci, acolo deci, numărul lor? 73 numărul lor. Deci să le spunem prietenilor noștri, dacă nu ne cred că sunt 73 de termeni, să scrie ei pe toți. Să scrie pe toți, adică în loc de puncte, 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 și să-i numere la mână și vor fi 73. Le... Să o facă, dacă e. Tocmai, da. Și calculez aici. 8, da. 2, 3, ori 73 împărțit la 2. E, și 73 nu se poate împărți la 2. Așa că fac 328 împărțit la 2. Așa. Și zici, 2 în 3 merge odată, îți imaginezi că faci împărțirea, cum spui tu cu bară, da? Deci 2 în 3 odată. Odată. Așa, 1 ori 2, 2, au rămas 1 la rest, 2 cobori pe 2, 12. 12 este acolo, nu? Și merge de câte ori? De... nu, cred că merge... Așa, foarte bine, foarte bine, foarte, foarte bine. Ori 73. Ori 73. Stați. 164 ori 73. Da. Și am. Prima dată, cifra unităților. 3 ori 4, nu așa. 3 ori 4. 12, 2, ținând în minte. 18, cu în minte. 19, 9, ținând în minte. 14. 14, păi pune 14. Da. Pun un 0 și am 10-le. 7 ori 4, 28, 8, 2 în minte, 7 ori 42 cu 6, 4 în minte și 7 ori 7, 4 în minte, 11, pun un 0, adică două zerouri, stați să vedeți așa. Și acum 1. Stai, de ce? Nu mai ai de mulți cu nimic. Că tu ai terminat cu 7 și aduni. Doar două linii ai avut acolo. Că mulțitorul 70 și cât a fost? 73, nu? Da. Încă o dată, 3 ori 4, 2. Da, e corect. Le aduni repede. Că ți-a dat? Nu te grăbi. Nu, că e încă un 1. Deci, e un pic deci mai sus. Ca 2, să... Da. 17, 7, 1 în minte, 11, 1, 1 în minte, 3. Dar stai, numai unde aduni tu? Te-ai dus, ai adunat și pe mulțitor și cu demulțitul. Numai două linii ai, 1492 și 11680. Ăștia, 2 le aduni. Deci, 2. 17, bun, 6, 11, foarte bine, eu sunt atent, 3, 1,
Perfect. Eu îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Gata. M-ai prins. Am fost neatent și m-am făcut de baftă. Am intervenit când nu trebuia. Și atunci am scris aici rezultatul. Citește, rezultatul este? Rezultatul este, stați un pic, 13.172. 13.172. Prieteni dragi, dacă voi faceți suma asta la mână, la mână. da, dacă o faceți la mână, spunem lor, dacă nu știți Dacă o ce e faceți cea la mare, mână. da, vă prinde dimineața. Deci o să lucrați la mână, să adunați cei, nu știu cât a fost, 73 de Da, termeni, parcă au fost, de la 20 plus 24 plus 28 și la, până când așa că, ajungeți. ca să nu vă prindă dimineața, uitați-vă și învățați aceste metode. Asta e. Învățați să adunați sume Gauss. Le spunem, Gauss acesta, șmecherul acesta, care era, i s-o dat să adune, să le explicăm prietenilor noștri, 1 plus 2 plus 3 plus 100. Ia scrie Da. asta. Doar că asta a fost șmecheria. Scrie 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus puncte, puncte, așa, plus 100. Și el a spus egal cu. Asta i s-a dat lui Gauss să facă. Exact. Și nici nu a apucat învățătoarea să scoată din plăsuța ei lucru pe care l-avea de făcut, de împletit, nici n-a apucat să scoată. Și când el s-a dus cu tăblița, închipuiți cât ce ai tu acum, ar fi o tăbliță micuță pe care el o scris acolo cu ceva acolo, cu un cărbune la vremea aceea negru. Și când văd că nu a ajuns la catedră și învățătoarea știa că trebuia copiii să adune, nu, suma asta dura 4 ore. Cât erau copiii la școală, 4 ore dura toată suma asta. Și învățătoarea mai bine stătea liniștită că toți copiii munceau 1 și cu 2 fac 3 și cu 3 6 și cu 4 10 și cu 1, și dă și dă și lucrau acolo și socoteau și era o liniște de plină că fiecare în gândul lui acolo lucra. Și câți copii erau, atâtea rezultate erau. În final, greșeau obiecții de ei. Niciodată învățătoarea știa că nu avea niciodată un răspuns corect. Ei, când micuțul Gauss s-a dus cu. Și că, ia, nici nu a vrut să, nici măcar să arunce privirea pe Gheșițiu. Dar când s-a uitat cu coada ochiului, era rezultatul corect. Și a spus, cum ai făcut? Cum ai făcut? Păi, doamna învățătoare, știți, mi-era greu să le iau așa, să le adun cu una după alta. Și am zis, cu 1 și cu 100, au făcut 101. Da? 2 Da. și cu 99 din față, l-au pus și pe 99, iar 101. 3 și cu 9, și iar 101. Și câte echipe de astea mai făcut? Și în 10, zice. Că ele au fost, sunt 100 de numere. Și am mulțit pe 101 cu 50 și mi-au dat numărul acesta. Ei, dar de aceea poartă numele de sumă Gauss, că el a născocit prima dată formula asta. Primul plus ultimul, oricât sunt ei, și că fiindcă era 100 de termeni, și el a spus ori 50, el a împărțit direct la 2, și atunci e egal mai departe, acolo spune tu, egal rezultatul. Egal 5050. 10. 5050. E, îți dai seama ce interesant. Și de la momentul acela, când el a devenit un mare, mare matematician. Deci s-a ascundea un copil cu o minte atât de valoroasă, atât de un mare, mare matematician al lumii a fost acest Gauss. Multe lucruri au descoperit. Deci până când el a trecut la Doamne, Doamne, foarte multe lucruri au descoperit. Așa cum noi în seara asta am pus bine la punct toată ideea asta cu sumă Gauss și îți mărturisesc că niciodată în cariera mea de până acum n-am putut face o lecție atât de frumoasă ca asta. Este cea mai frumoasă lecție care am făcut-o în ultima perioadă de timp. Niciodată. Deci niciodată n-am atins așa. Pentru că tu m-ai ajutat foarte, foarte mult. Noi am făcut aici cercetare. Deci am zis, nu ne pricepem, nu știm formula, ce să facem, nici nu ne vine să adunăm la mână sumele acestea. Hai să o luăm pe
cu număr mai mic de termeni. Am luat cu 3, cu 4 termeni. Ne-am chinuit acolo și noi și câte ceva. Numărul lor îl număram la mână când vedeam că-s 3, că-s 4, că-s 7 termeni. Și a apărut deodată ideea, ca și cum ar fi răsărit soarele. Știi cum e la matematică, mai ales eu? Când ai o problemă sau un exercițiu, este exact ca atunci când intri într-o cameră, noaptea, o cameră necunoscută. Tu când camera ta o știi, știi exact, da. Mobila, știi toate. Dar când intri, eu dacă aș intra în camera mea, în camera ta, neștiind cum sunt distribuite toate obiectele din cameră, mă ciocnesc de colțul șifonerului, mă ciocnesc de parte. Dar știi ce caut eu? În timpul ăsta caut cu interes maxim să găsesc întrerupătorul. Și când ai găsit întrerupător și ai apăsat, s-a făcut lumină și totul capătă contur, totul e perfect. Dar până atunci, până la găsirea întrerupătorului, te ciocnești și faci cu cuii, da, te faci cu cuii destul de multe. Ei, ideea care era foarte ascunsă și ne era nou greu de descoperit a fost asta, cum numărăm termenii. Că printre puncte, nu i-am putut scrie pe toți, că sunt foarte mulți. Și atunci cum îi numărăm? Și a fost ideea asta fantastică. Întrerupător n-a fost decât momentul când din ultimul am scăzut pe primul, am împărțit rezultatul la din cât în cât sar ei, adică care e rația, că așa am zis că o numărăm rație, la rație, și am mai adunat unul. Am spus eu că trebuie să-l luăm și pe primul când începe numărătoarea. Și atunci, asta a fost secretul mare a ieșiților. Foarte mare. Și acum, aș vrea să, din bucuria asta care sigur te-a prins și pe tine, să, da, să iei pe copii și le explici tu încă o dată. Haideți să vă explic de ce și eu sunt foarte, foarte bucuroasă că am pornit această discuție. Dar să nu uiți nici o clipă. Totul s-a datorat, ce o spun cu toată convingerea mea, totul s-a datorat faptului că am zis împreună, deodată, Doamne ajută. A fost extraordinar. Dar ne-am sincronizat perfect când am zis, Doamne ajută. Și amândoi spunând din inimă și cu toată convingerea, am putut până la momentul ăsta să facem cea mai frumoasă lecție. Așa că te las pe tine să povestești, eu am să dispar și eu sunt convinsă că tu povestești foarte frumos. Te rog, povești. Povestește. Deci, ca să rezolvați o operație de suma Gauss, prima dată, de exemplu, ca să aflați, ca să rezolvați, trebuie să luați ultimul număr. Nu, primul număr, 7, plus 29, ori, aici trebuie să aflați numărul lor. Și ca să aflați numărul lor, trebuie să mai faceți niște operații. Și trebuie să faceți cel mai mare, adică 29, minus 7, plus din cât în cât merge. De exemplu, aici merge odată, aici merge de două ori. Și scrieți ori 2, nu, plus 2 și plus 1. Deci când ei merg consecutiv, cum a fost acolo 7 plus 8 plus 9 plus 10, da, am scăzut din 27 pe 7 și fiindcă merg din 1 în 1, împărțim la 1. Dar n-am mai avut rost să mai zici că împărțim la 1. Când am împărțit la 2? Când au scăzit din 2 în 2, 14, 16, 18. Deci, pentru aflarea numărului de termen, în primul exemplu, fiindcă ei au fost consecutivi, n-a fost nevoie decât să scădem din 27 sau 29, cât este acolo, nu văd foarte bine, 29. Pe 7 și plus 1. Da? Da. 29 minus 7 plus 1. Și am înmulțit primul plus ultimul numărul lor, da? Și împărțit la 2, că s-au făcut grupe de câte 2, și ne-a ieșit rezultatul ăsta. Încep. Când am trecut la al doilea exercițiu, vorbește, te rog.
Când am trecut la al doilea exercițiu, am făcut la fel, doar că am scris, deci am scris la fel, 14, adică primul plus ultimul, în paranteză, ori, și acum la numărul lor, aici merge de două ori, vedeți, 14 plus 2, 16 plus încă 2 și tot așa până la 82. Așa că am scris plus 2 plus 1. Apoi am înmulțit și am aflat la al treilea. Am făcut la fel. Primul plus ultimul, în paranteză, plus numărul lor, de data asta, nu, de fapt, tot de două ori. Și am scris ori 2 plus 1. Aici am scris primul plus ultimul plus numărul lor, adică merge din 3 în 3, deci plus 3 ori 3 plus 1, așa. Apoi, iar la, deci, și la ăsta a fost de 4 ori. Și am avut ultimul, adică 20, plus 30, 308. Deci aici am avut. Stați că nu. Deci aici la ăsta am avut 20. Deci la ăsta am avut 20, ce ultimul, plus nu, primul, pardon, plus ultimul de aici, 308. Apoi, în paranteză, plus, de fapt, ori, numărul lor și numărul lor, v-am mai spus că se află, așa, ultimul, 308, minus 20, primul, ori, din cât în cât, din cât în cât merg de 4 ori plus 1. Și așa aflați numărul lor. Și dă un număr. Și acest număr îl scrieți aici. Și totul împărțit la 2. Și apoi aflați și mie mi-a dat 13.172. La fel faceți și la celelalte exemple, și la ăsta, și la ăsta, și la ăsta, și la ăsta. Și dacă nu credeți, puteți să adunați la mână. Da, Alessia? Da, gata. Alessia, deci aș vrea să ne mai spui cu prietenilor tăi, așa, cu sinceritatea care te caracterizează, care era relația ta cu matematica? Când auzeai de matematică, cam povestea. Prietenii, ce să vă spun? Relația mea cu matematica nu era una bună. Când auzeam de matematică, pe bune că puteam să fac orice, puteam să-mi dați să fac orice, dar nu matematică. Nu-mi plăcea, nu. Puteam să orice. Orice, dar nu matematică. Nu-mi plăcea, mă plictisea, nu înțelegeam și multe chestii. Până când l-am descoperit pe proful online și am învățat multe chestii noi și a început să-mi placă. Și așa vă încurajez și pe voi să faceți. Deci, trebuie să vă spun, dragilor, că Alesia aproape nu credea că se va întâmpla așa un fenomen, nu? Niciodată. Niciodată. Da. Mai ții minte exact prima noastră întâlnire, că
dacă ai, cum să spun, ai și plâns un pic de furie că trebuie să stai la matematică și ce să faci tu, cum să stai de vorbă cu mine, nu? Erai... Cred că se vedea pe chipul meu tristețea. Se vedea, da. Era gata de fugă. Da. Vreau să dispar cât mai repede acolo de la măsuța ce încercam noi să stăm de vorbă. Da. Am să spun că în seara asta noi terminăm lecția devenind specialist în sume Gauss. Vom propune greșiți în sume Gauss și le vom arăta cum se rezolvă. Hai să plecăm așa, Alessia, ca să înțeleagă tot foarte bine prietenii noștri. Deci plecăm de la orice număr vrem noi. La orice număr plecăm. Și ne stabilim din cât în cât vrem să creștem. Dacă ne stabilim să creștem din 2 în 2. Aici avem din 2 în 2. Da. Adăugăm 2. De 3 ori ar fi bine. Să scriem 3 exemple. Da. Puncte, puncte, puncte și alegem un număr. Dacă e din 2 în 2, vedeți că la sfârșit e 4, 6, 8, deci sunt pare și cel de aici trebuie să fie tot par. Perfect. 82 atunci. La fel și la 3. La fel și la 3 în 3. La fel și la 3 în 3. Stop. E din 2 în 2 aici. Da. La numele impare. Ai plecat cu 13 și știi că trebuie să termin cu numere impare, adică cu 103. Dar de fapt numărul e de tipul restul împărțirii la 2. Restul împărțirii la 2 este 0 sau 1. Mai sus, restul împărțirii la 2 al lui 14, 16, 18 este 0. Sau 1. La numerele impare, restul împărțirii la 2 este 1. Da? Da. Bun. Restul împărțirii, așa. Și acum, am mai avut următorul exemplu. 25, 28, 31 și așa mai departe. Deci plecăm la orice ele număr vrem noi. Și de data asta am mers din 3 în 3. Rația este 3, da? Și explică 25 la împărțirea la 3, deci acum fiindcă creștem din 3 în 3, noi vom urmări împărțirea numărului cu care pornim, 25 în speță, îl împărțim la 3. Și împărțit la 3 face de 8 ori și restul 1, nu? 3 ori 8, 24 și 1. Ei, și acum forma va fi multiplu de 3, adică următorul ar să fie... Tot 3 ori. Aici e 8, deci va merge crescător 9. Vedeți 10, 11, 12, 13, 14. Da, și plus 1 tot timpul. Plus 1 tot timpul. 3 ori 9, 27 și cu 1, 28. 3 ori 10, 30 cu 1, 31. Dă-le tu un exemplu acum concret, tot din 3 în 3, plecând de la un alt număr, nu la 25. Pleacă tu de la ce vrei, nu, orice număr vrei tu. Impar? Din 3 în 3? Dar din 3 în 3, dar nu neapărat să impar, pleci la cât vrei tu. Spune așa, zicem 79. Ah, ok. A? Și a zis tu, ca să nu zici că te influențezi eu, pleacă de orice număr. Ok. 77. Bun. Spune, acum par pe 77 la 3. Deci, plus. Îl împart pe 77 la 3. Pentru că vrei să crească din 3 în 3. Rația să fie 3, da? Cream că mă puneți în... Să scriu aici sub 3 ori și... Nu. Împarte la, pe 77 la 3 să vedem cum aici dă. Aici 80. Așa. Plus puncte. Și ca să știm unde ne oprim, ne întoarcem de la 77, ne întoarcem să vedem cum arată el. 77 împărțit la 3, cât vine are? Nu se poate. Ia, păi ne dă un rest, nu-i nimic. Da, ne dă un rest. Da, asta mă interesează. Scrie 77 împărțit la 3, să vedem ce rest dă. Împărțit la 3.
Și atunci am două. Da. Așa. Atunci am 2, aici dă 1, aici dă, îl cobor pe 7, 3 ori 6 ar da 18, atunci ori 5. Da. Ori 5 dă 15, stai că stai că așa, 15, și aici am nimic, rest 2. Deci... 77 se scrie, scrie de sub, cum știm, teorema împărțirii cu rest. 77 este egal cu 3 ori 25, nu? A. 77. De sub el scrie 3 ori 25 plus 2. 3 ori 25 plus 2. Plus restul. Atunci, stați să vedeți. Deci, aici, atunci vom avea la următoarea, la 83 ori 26 plus 2. Foarte bine, foarte bine. Următorul? Va avea 3 ori 27 plus 2. Perfect, perfect. Și vreau să mă opresc la 3 ori cât vrei tu. Mulți cu numărul 1, număr și plus 2. 3 ori, stați să mă gândesc, 3 ori 22... 67. Nu, stați, nu. Nu, prea... nu, că trebuie să fii mai mare decât 27. Da, asta am văzut și eu. Deci, 3 ori 99. Poftim. Plus 2. Perfect. Așa, atunci o să am rezultatul de aici, plus 2. Așa, mă, acolo ne oprim la termenul. Așa, atunci aici de... 297 plus 2 și atunci să am 299. Exact. Deci, ce l-am ales. Foarte tare. Deci, dragilor, așa le spui, prieteni dragi, prietenii mei, colegii mei, acum eu v-am compus un exercițiu. Am plecat de la un număr la întâmplare, mi-am propus să crez din 3 în 3. Deci am fixat rația 3, așa le spune, am fixat rația 3. V-am luat trei termeni de început, după care problema rămâne cum știu la ce termen mă opresc. Nu-i la întâmplare, nu-i la întâmplare, este totul ca urmare a unui calcul. De aceea pe 77 am făcut, l-am împărțit la 3 și mi-a dat, am scris teorema împărțirii cu rest. 3 ori 25 plus 2, următorul va fi 3 ori 26 plus 2, n-am mai făcut pe împărți, 80 împărțit la 3, dar voi vă convingeți că așa este. Puteți pentru să faceți voi, ca să vă convingeți. De fapt, eu am crescut un 3 și de aceea numărul de al de 3 de la 25 cât au fost înainte, acum sunt, nu, 26, o crescut cu 1. Ei, prietenii noștri, înțeleg asta, colegii tăi. La fel am fost și la 83 și acum, după rețeta asta, mi-am construit eu ultimul termen și am zis 3 ori cât vreau eu, cât vreau eu, plus 2 și am prins numărul 299. Și acum, după ce v-am construit exercițiu, haideți să rezolvăm. Egal mai departe, după rețeta care am pus-o la punct, egal cu primul plus ultimul, nu? Să și rezolvăm. Da, deci este egal cu, uitați cum rezolvați. Primul, 77, plus 299, în paranteză, ori, stați, ori, numărul lor, așa că haideți să aflăm numărul lor, numărul lor este ultimul, 299, minus 77, adică primul, cu paranteză, ori din cât în cât merge, adică de 3 ori plus împărțit. Deci nu e mulțit, ci împărțit. Deci mai puțin, da? Plus 1, corect. Și atunci am așa. Aici îmi dă 222. Corect. 222 împărțit la 3 plus 1. Și am 222 împărțit la 3. Spune-ți să nu ai emoții, sunt parte sigur. Da, sigur, da. Sunt parte. Așa. Și cred că ar da un
Deci să-mi imaginez că fac. Da. 3 în 22. 4. A, nu 4. 3 în 22, da? 3 în 22 de 7 ori 3, 21. Ne imaginăm. 74. Deci 70... 75. 4 plus 1, 75. Deci 74 plus 1, 75. 75. Da. Șterge. Plus 75 împărțit la 2 mereu. Perfect. Împărțit la 2 și le-ai spus de ce, fiindcă se fac câte doi termeni, da? Grupajele. Și am 77 plus 299 este egal cu 376, cred, ori 75 împărțit la 2. 75 împărțit la 2 nu se poate. Așa că, din păcate, trebuie să facem această înmulțire. Și zicem... Nu. 376 se împarte însă. A, da, împărțit la 2. Ei, totdeauna unul din ei se împarte la 2. Da, totdeauna. Odată. A, da, merge odată și atunci am 1, îl cobor pe 7. Da, eu îmi puneam de două ori și nu mergea. Deci, odată, 17, am coborât pe așa și aici cu 2. A! 8, nu? 8 ori 2, 16. 8, 16, 17, nimic, 6, 3, 6, nu, 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 nu. 8 ori 2, 16 și a rămas unul în rest. 1 și cu 6 coborâ și faci 18. A, 16 și aici îmi dă un rest, 6, atunci. 8. 16 și atunci. Aici îmi dă restul 1. Nu mai dă niciun rest? A, da. Ai obosit. Reau din nou, te rog. Deci 2 în 3 merge odată. 2, da. Restul 1. Ai coborât pe 7, 17. 8 ori 2, 16. Rest 1. Și cu 6 lângă el. Așa. Și face 18 împărțit la 2. 16 împărțit la 2 din nou 8. Da? 188. 8 ori 2, 16 și 188 este... Așa, și aici am 188 ori 75. Corect. Așa, și să facem mulțirea asta. 188 ori 75. 5 ori 40, 0, țin 4 în minte. Așa. 5 ori 40, 4 în minte. Deci 40 cu 4 în minte, 44. 4 țin 4 în minte. 5 ori 1, 5 și cu 4, 9. Așa. 7. Încep cu 0. 7 ori 8, 56, 6. 5 în minte, 7 ori 56 și cu 5 din minte 61. Cu 61, 1 țin 6 în minte și 7 ori 1, 7, da, 7 ori 1, 7 cu 6 din minte 13. Stați, cum mai vedeți acum e. Și atât. Da. 0, 1 în minte, aici de 10 și cu 1 în minte 11, ai 4 și aici 1. Deci rezultat final, 14. 100. 14.100. Deci la egal acolo sus, la în dreptul egalului, pune rezultatul, așa, egal cu 14.100.
Acesta ar fi rezultatul sumei. Deci, prieteni dragi, vă puteți propune câte ghișiții. Acum tu știi ce ai făcut? Ai desconspirat și șmecherea de compunere a ghișiților. Deci pe prietenii, pe colegii tăi, nu numai că ei învăța cum se rezolvă un ghișițiu, ai făcut și lucrul cel mai frumos, cum anume se compune un ghișițiu, care se însemne o sumă Gauss. Deci de aceea lecția asta este unicat. Unicat pentru noi. Nu ne-am mulțumit să rezolvăm niște ghișiții. Am plecat și le-am arătat cum se compune noi. Da, cum se compune ghișițile de care în calculul unor sume de acestea, cum se compune ghișițile și cum anume se rezolvă. Și că această șansă este imensă, imensă, imensă pentru calculul unor sume. Iar prietenii și colegii tăi în seara asta, fiindcă trebuie să spun că ai fost într-o formă foarte bună, foarte, foarte bună și m-ai ajutat. În clipa în care eu m-am gândit să facem ghișițele astea, eu le aveam pe cele care data trecută ne încercat să noi spre sfârșit, dacă știi. Și acolo ne-am împotmolit, erai obosit și nu, n-am mai reușit noi să... Și atunci am zis, hai să le reiau din nou, să vedem cum calculăm. Deci, după ce vor vedea aceste ghișiții, copiii la nivel, toți colegii tăi, toți prietenii tăi, dacă am putea să trimite filmulețul ăsta spre Ministerul Învățământului. Deci, chiar așa, țin asta. Pentru ca ce se fac la matematică acum pe... Chiar așa, vreau tare mult, insist pentru mama să fac asta, să le atenționăm cu lecții făcute în varianta aceasta cu proful online și Alessia, nu? Cum au rezolvat problema asta definitiv pentru totdeauna, pentru toate generațiile care vor veni de aici încolo, cum se rezolve sumele, cum se compune ghișițile acestea în varianta sumelor Gauss, și cum se și rezolvă. Asta este cel mai interesant lucru. Hai să le propunem cu prietenilor să așa. Vă rugăm ca să compuneți, și vor face asta, acolo în subsolul lecției acesteia, vor scrie dedesubt propuneri de ghișiții și noi să le putem rezolva data viitoare. Da? După ce apare filmulețul, repet, varianta asta este atât de frumoasă și atât de interesantă. Și știi de ce spun chestia asta? Că m-am dus una de zi la o farmacie și o farmacistă acolo mă cunoștea și mi-a zis, domn profesor, nu vă spălați că am copilul în clasa 5-a și vreți să mă arătați, uitați o sumă asta, sumă, cum să o fac eu, Gauss. Știu că am auzit așa, dar toți părinții, știm, nu, pe internet nu se prinde, nu știm, profesorul nu ne dau niște formule, noi le aplicăm, nu le înțelegem. Tare greu este. Și atunci am stat de vorbă eu acolo, nu știu cât am convins-o, dar acum, încă o dată spun, cu ajutorul lui Dumnezeu, am făcut cea mai frumoasă lecție din totdeauna, pe care n-am făcut-o niciodată la sume Gauss. Este cea mai interesantă. Și de aceea, repet, dacă mă ascultă mama și vreau neapărat să mă asculte, să trimitem acest filmuleț spre Ministerul Învățământului și să-l poată publica ca un model de lecții pentru calculul unor sume Gauss. Și ministrul va vedea chestia asta și atunci ministra, și chiar dacă sunt profesori de matematică, toți cei care le-am făcut un bine și profesorilor de matematică și așa, asta va fi publicată pentru tot învățământul. Pentru tot învățământul din România și nu numai. Ascultă că spun ce, eu știu ce spun. Spun ca unul care am avut șansa să stau de vorbă cu tine și să punem la punct acest lucru minunat. Să știi că din nou o să adorm într-o stare de bine cum n-am adormit de foarte multă vreme. Fiindcă am făcut cu adevărat o lecție frumoasă. Ce îți propun? Pentru data viitoare faci trei ghișiții. Compui tu trei ghișiții și continuăm prima lecție când ne întâlnim după ce apare filmul pus, da? Da, și putem să le rezolvăm împreună?
Sigur că. Ok. Atunci, le propui și le rezolvăm împreună. Ok. Bine. Vezi, am uitat de oboseală. Îți dai seama că au trecut 2 ore? Ia să văd. 2 ore și aproape jumătate. Este extraordinar, atât de interesant, așa de frumos. Nu știu cum au zburat 2 ore cu titlul acesta atât de frumos. Deci, decompus, 3 exerciții pe care le vom rezolva. Alesia, încă o dată, țin foarte, foarte tare, dar este în film asta. Deci neapărat așa se va întâmpla, pentru că e prea frumoasă lecția ca să nu o facem cunoscută tuturor. Dar nu numai din România. Deci lecția asta va trebui să fie și tradusă. Domnul Neamțu poate să o facă și în engleză, comentariu și să vorbească și în engleză, atunci o putem transmite tuturor și în alte țări. Vreau să o vadă și nepoțica mea din America, pentru că este o lecție atât de frumoasă încât vreau să ajung și la ea, în varianta engleză, adică tradusă și în engleză. Bine? Da. Ce să spunem? Să mulțumim lui Dumnezeu pentru reușită și să zicem, Doamne, ajută-ne și altă dată. Am trăit cea mai mare bucurie în seara asta. La revedere! La revedere!